Am onoarea să vă salut, dragi prieteni. Vă invit în raftul meu cu cărți deștepte. O carte care mie mi-este, nu știu cum să zic, extrem de foarte dragă, ca să fie mai bombastic. O carte pe care am citit-o numai în limba engleză, în limba care a fost scrisă, dar am găsit-o la un anticariat în limba română. Leonard Susskind, Peisajul cosmic. Cosmic Landscape. Sună parcă mai frumos. Este o carte complexă. Are ca subtitlu Teoria corzilor. În continuare, mie îmi place totuși, sună mai interesant, Teoria stringurilor și iluzia unui plan inteligent. De fapt, este o carte de, nu știu, de astrofizică, de cosmologie, de fizică. Vreau să vă spun că Leonard Susskind este unul dintre întemeitorii teoriei stringurilor. Nu intru în detalii, dacă intrați pe site-ul Știință Știinică, veți găsi un articol în care citesc mult din Leonard Susskind și povestesc epopeea, că într-un fel a fost o epopee a publicării primului său articol în ceea ce privește teoria corzilor, teoria stringurilor. Nu pot să vă dau toate citatele pe care le-aș vrea din această carte. Am ales doar câteva. Repet, este o carte care vă va fascina, indiferent de pregătirea dumneavoastră. Sunteți pe partea matematică, să zicem, a lumii, sau că sunteți pe partea cuvintelor, pe partea umanistă a lumii. Deci, din primul capitol, Lumea după Feynman. Ideea că niște legi precise ale naturii guvernează atât lumea cerească cât și cea terestră îi se datorează lui Isaac Newton. Înainte de Newton nu exista conceptul de lege universală care să se aplice și obiectelor astronomice, precum planetele, și obiectelor obișnuite de pe Pământ, cum sunt ploaia care cade sau săgețile în zbor. Legile mișcării ale lui Newton au fost primele exemple de asemenea legi universale. Dar chiar și pentru marele Sir Isaac, era prea mult să presupune că aceleași legi au dus la crearea ființelor umane. El a petrecut mai mult timp studiind teologia decât fizica. Și din sfârșitul cărții, voi cita câteva fragmente. Și ce putem spune despre cele mai mari întrebări? Cine a creat universul și de ce? Există un scop în asta? Nu pretind că știu răspunsurile. Cei care doreau să vadă în principiul antropic un semn al unui creator binevoitor, nu au găsit alinare în aceste pagini. Și aici este de subliniat. Legile gravitației, mecanica cuantică și un peisaj bogat, împreună cu legile numerelor mari, sunt tot ce ne trebuie pentru a înțelege caracterul prietenos al feliei noastre de univers. Dar, pe de altă parte, nimic din această carte nu diminuează probabilitatea ca un agent inteligent să fi creat universul cu un anumit scop. Întrebarea existențială ultimă, de ce există ceva mai degrabă decât nimic, a rămas tot fără răspuns, la fel ca înainte să apară teoria stringurilor. Dacă a existat un moment al creației, el este ascuns ochilor și telescoapelor noastre de văluri inflații explozive care au avut loc în preistoria Big Bang-ului. Dacă există un Dumnezeu, el a avut mare grijă să devină irelevant. Repet, este o carte în care veți fi purtați prin mecanica cuantică, prin cosmologie, prin foarte multe ramuri ale fizicii. Veți vedea, există un capitol dedicat așa numitului război al găurilor negre, disputa între Susskind și Hope cu Hawking. Informația dispare atunci când e mâncată cumva de găurile negre.
Sunt multe lucruri și vă rog să mă credeți, limbajul folosit este extraordinar. Mi-a fi dorit o traducere, cum să vă zic eu, puțin mai atentă, o traducere în care să fie prins și un anume spirit al lui Leonard Susskind. E o traducere foarte bună, corectă, dar rece. Oricum, vă recomand cu căldură, repet, Leonard Susskind, Peisajul Cosmic. O găsiți la Anticariate, o carte care nu trebuie să lipsească din biblioteca dumneavoastră.